Bună ziua, dragi prieteni din RAC! Haideți să facem la RAC, în aceste cărți, să vedem la femeia șatenă din Zodia RAC. Ce faceți dumneavoastră cu serviciu, cu banii, cu dragostea? Haideți să vedem la doamnele din RAC. Șatene. Aveți o greutate la serviciu, o să aveți o micuță schimbare, o să faceți o alegere. Dar o să aveți foarte, foarte bine, mulți bani, multă dragoste, mare bucurie. O mare schimbare, o greutate micuță, dar după această greutate vă vine o schimbare de serviciu, schimbare de viață, cu mulți bani, cu multă dragoste. Femeia șatenă din RAC, da? În curând dați bani undeva puțini, nu mulți, la un copil, la fiul dumneavoastră sau la un serviciu, dar puțin. Cumpărați ceva, nu știu, ceva puțin. Puțin bani dați, nu mulți. În casă aveți mare noroc, vă mutați cu casa sau vă mutați în altă casă cu noroc, repede. Parcă într-o lună de zile vă schimbați serviciu, vă mutați în altă casă. Vă iubește un bărbat șaten blond, da, dar dumneavoastră pe el nu. Dumneavoastră parcă iubiți un bărbat brunet sau un bărbat blond. Și aveți noroc în dragoste oricum. Adică aveți bine în dragoste sau veți avea foarte bine în dragoste. Femeia din RAC. Poate căsătorie, vă căsătoriți și vă mutați cu persoana respectivă. Da. Sigur, vă gândiți, sunteți gând la gând cu un bărbat șaten blond. Asta înseamnă că exact ce gândiți dumneavoastră, gândește și el. Poate să fie despre serviciu sau un bărbat mai în vârstă, să vă angajeze sau să vă schimbe acolo la locul de muncă. În dragoste cam lăsați la spate, dar vă gândiți cu dragoste la un bărbat blond. El se gândește la o femeie blondă, parcă, sau poate să fie fata lui. Sau o prietenă sau cineva din familie, văd că cu el aveți noroc. Dacă sunteți șatenă și aveți un bărbat brunet, vă gândiți la un bărbat brunet, primiți veste de la el, mergeți undeva la drum, aveți bucurie, schimbare în bine, mare noroc, bucurie. O greutate, o greutate înseamnă că vin ceva obstacole, că vă este greu să schimbați ceva sau mai durează sau... sau pur și simplu este o situație care vă pune pe gânduri, care nu vă lasă să dormiți sau sunteți cu greu, da? Vă este greu. Și arată că ați investit mulți bani într-o casă, ați renovat sau, nu știu, ați investit, ați cheltuit foarte mulți bani, poate în casă sau cu, pentru casă, da? Haideți să vedem la dragoste. La dragostea femeii șatene din Zodia RAC. Vă gândiți cu dragoste la un bărbat șaten brunet, parcă, sau nu-l iubiți. Sau vă înșală, sau vă simțiți mințită, sau vă doriți o schimbare. Dacă sunteți căsătorită, aveți noroc, nu vă despărțiți, veți fi bine. Ați avut ceva vrăj sau ceva necazuri în dragoste, dar va fi foarte bine. În curând aveți pe cineva bolnav în casă, o femeie brunetă sau o femeie brunetă și un bărbat brunet să despart familie sau prieteni sau cineva. Auziți despre ei. Mergeți la un drum, speranța dumneavoastră, nu știu, vă văd undeva la un drum cu un bărbat șaten brunet. Și un bărbat blond care vă iubește cu bucurie, dar parcă dumneavoastră nu credeți sau nu vreți să vă iubească acest bărbat. Spuneți, nu-l vreau sau... nu cred sau, nu știu, vă gândiți parcă la altul, la unul șaten.
Așa, 3 pentru dragoste la femeia șatenă. Aveți dragoste cu un bărbat blond, cu bucurie, sunteți împreună, ieșiți împreună, parcă este blond aici. Poate fi un prieten, dar poate fi și o dragoste. Deci singur un bărbat blond vă văd. Aici vă văd o greutate care o lăsați în urmă și vă văd iarăși dragoste și noroc cu un bărbat șaten brunet. Deci cu doi, unul șaten brunet și unul blond. Poate să fie unul dintre ei. Acum depinde de situația dumneavoastră. Dar eu vă văd cu doi. Și cu amândoi veți fi foarte, foarte bine. Haideți să vedem la femeia brunetă din rac. Brunetă, da? Așa. Primiți o veste despre niște bani. Foarte mulți bani. Asta poate fi o moștenire sau niște bani înapoi sau un proces legal sau vă gândiți foarte mult la acești bani sau bani de la serviciu și asta se poate. Vă văd cu multă lume că rezolvați niște acte sau vă văd că multă lume sau o femeie și un bărbat. Femeia blondă, doi bărbați. Unul brunet, unul șaten blond. Vă gândiți sau sunteți căsătorită cu un bărbat șaten brunet sau vă gândiți la căsătorie, veți avea căsătorie cu acest bărbat? Vă iubește acest bărbat sau veți avea mare noroc cu el? Cu dragoste, dar și puțină înșelăciune și o schimbare mare. Dar această schimbare se dă foarte târziu, mai târziu decât vă așteptați. Sunt multe obstacole, întârzieri cu acest bărbat în dragoste, da? Și la bani arată că o să primiți o sumă foarte mare de bani de undeva. Deci vă văd foarte bine de la serviciu sau faceți o afacere sau ceva important pentru dumneavoastră. Haideți să mai vedem puțin general pentru femeia brunetă. Bani vă stau. Uite. Bani, veste despre bani. Vă gândiți la o colegă sau prietenă sau familie, șatenă sau prietenă cu care vorbiți despre asta sau parteneră de afaceri. În dragoste vă văd cu un bărbat blond că vă este bine, dar și puțin înșelăciune. Că el s-ar putea să aibă pe altcineva, poate să fie o femeie șatenă. Dar vă văd brunetă cu un bărbat blond. Și vă văd aici în serviciu cu un șef sau asociat, că aveți ceva lacrimi sau ceva neplăceri, dar sau el are ceva neplăceri și vă povestește. Dar aveți noroc, veste bună, bani, schimbare de casă sau în casă, cam la fel, vedeți, cred că cam la fel am spus și la cealaltă, nu știu. Așa, în dragoste la femeia brunetă. Haideți să amestecăm să vedem. În dragoste. Nu prea vă interesează dragostea pe unele, dar aveți mare noroc. Vă gândiți la un bărbat șaten brunet cu care o să vă întâlniți sau o să vă împăcați sau nu știu, o să aveți noroc oricum. Vorbe sau un copil sau o fată, o fică cu care aveți noroc în dragoste, deci parcă vă iubește sau copil. Vă gândiți foarte mult la această afacere și la un drum, la un bărbat brunet. O să fie destul de bine. Vă iubesc doi bărbați, unul blond și unul șaten. Bucurie. Ceva necazuri care le-ați lăsat în urmă. Ați trecut peste. Sau vă gândiți, nu mai vreau să sufăr până aici. Nu mai, deci dacă a suferit, acum ziceți gata. De acum totul va fi bine și așa este. Vă va fi foarte bine, să știți, în dragoste. Pentru femeia brunetă. Aici văd cineva care plânge în dragoste. O femeie blondă. Poate să fie prietenă de-a dumneavoastră sau care vă povestește. Aici vă văd dragoste cu un bărbat șaten brunet cu noroc.
veste bună, și dați bani, cumpărați o casă sau ajutați-o pe cineva, o prietenă cu niște bani. O schimbare în bine, în dragoste, schimbare mare, dar cu întârziere. Și vă văd cu un bărbat șaten brunet cu bine, vă văd aici. Haideți să vedem la femeia blondă din rac. Blondă, da? Nu a ieșit nimic aproape. Uite, mi-a stricat prea multe ori cărțile, prea multe ori. Vă iese o speranță pe care o aveți la un drum cu o casă, care se împlinește, speranța dumneavoastră. Vă văd că aveți probleme cu o femeie șatenă la servici sau o șefă. O să aveți încă greutate cu ea, cu femeia asta, din cauza unor acte sau unor bârfe și cu niște bărbați, dar parcă, nu știu, dar vă văd cu multă lume sau lucrați cu multă lume și asta se poate. Mulți oameni vă văd. Mulți bani vă văd, bucurii de la un copil sau de la o femeie brunetă cu bucurie, vă dă niște vorbe bune. Femeia asta este sinceră. Vă văd un bărbat blond, mincinos, un bărbat șaten brunet cu bani, care se gândește la bani și la afaceri. Vă întâlniți față în față cu un bărbat șaten blond sau mai în vârstă și un bărbat brunet și o femeie șatenă. Parcă oamenii ăștia lucrați, parcă. Haideți să vedem iarăși încă puțin general pentru femeia blondă. Vă văd cu o prietenă, șatenă. Așa. Primiți o veste în casă, la serviciu vă văd un bărbat șaten brunet sau acest bărbat are o afacere proprie și se gândește la dumneavoastră. Ia să vedem. Da, parcă are o afacere, este cu un bărbat brunet, cu o femeie brunetă, cu noroc, el. Se gândește la dumneavoastră? Dumneavoastră nu. În dragoste, parcă vă gândiți la el, la bărbatul ăsta șaten brunet. Și vă mai iubește un bărbat șaten blond sau se gândește cu dragoste? Dacă aveți cu un bărbat șaten blond, da, o să fiți cu el sau mai în vârstă. Cu mulți bani. Dați bani mulți, nu mulți, dar pentru o schimbare de serviciu, de casă, de nu știu, vreți o schimbare în bine și o să trebuiască să dați niște bani pentru asta. Dar nu mulți, o sumă mică de bani. Haideți să vedem în dragoste pentru femeia blondă din rac. Mare bucurie în dragoste, noroc, aveți în dragoste cu un bărbat brunet. Vă văd cu multă ceartă, vă mai văd iarăși ceartă cu un bărbat șaten blond sau brunet. Unul brunet, cu ăsta brunet vă certați. Parcă el are pe o brunetă. Sau încă pe una, nu știu. Acum... Dacă vă gândiți la un bărbat șaten brunet... O să vă certați că o să aveți greutăți, parcă la serviciu sau la afacere sau... Dar totuși, până la urmă, în dragoste o să aveți bucurie și noroc. Vă stă foarte bine în dragoste, foarte bine noroc. Vă este frică sau sunteți geloasă sau... Un bărbat blond cu care nu veți avea absolut nimic. Bărbatul ăsta nu, blond nu. Omul ăsta are multe necazuri. Haideți să mai tragem 3. Să vă gândiți la cine vreți, femeia blondă. La cine, de cine, spre cine vreți să întrebați. Veste, primiți bună.
Vă văd un bărbat șaten brunet, cu care veți avea mare noroc. În ce sperați dumneavoastră? Și vă văd în casă. Și parcă vă văd pe unele singure. Singure în casă. Și parcă nu vă văd pe nimeni în dragoste. Dar așa ați avea noroc, dar parcă nu știu, ori n-aveți timp, ori nu vreți, ori... Dar sigur o să aveți noroc până la urmă, cu bucurie. Dacă sunteți căsătorită, vă merge foarte bine. Cam asta a fost pentru cei din RAC. Vă mulțumesc și vă aștept la un nou video.